Vă salutăm din Munții Cindrelului, unde astăzi plantăm alături de Ocolul Silvic Cindrel, în cadrul inițiativei Plantăm Fapte Bune România și cu sprijinul voluntarilor Rompetrol. Și l-aș ruga pe domnul inginer Batista să ne spună pe scurt despre ce e vorba, care este istoricul acestui teren și, până extensie, istoricul zonei respective și, concret, ce plantăm azi. Suntem în pădurea ce aparține Comunei Cristian. Suntem foarte aproape de Poiana Beșineu, de vârful Beșineu, 1824 de metri. Pădurea de aici a fost exploatată conform amenajamentului Silvic acum 2 ani de zile. Facem împăduriri pentru a grăbi regenerarea pădurii. Adică dacă am lăsat pădurea singură, va lucra în zeci de ani, sute de ani? Probabil 10-15 ani, până s-ar instala puieț la dimensiunea la care plantăm noi astăzi. În regulă. Deci ajutăm 15-20 de ani, grăbim regenerarea pădurii. Puieții pe care îi plantăm sunt puieți cu rădăcină protejată. E o tehnologie relativ nouă pentru România. Da? Asigură un procent de prindere mult mai bun, o puieți de calitate mult mai bună, mai rezistenți un pic și sperăm să fie și mai rezistenți la doborâturi de vânt. Dacă o să faceți un cadru mai larg, o să vedeți în jur. Da, da, da. Multe doborâturi de vânt și rupturi de vânt, alea sunt inevitabile, din păcate. Și aici aveți un plantator, nu? Da, din păcate și acesta este de proveniență străină, de proveniență românească. Am împrumutat tehnologia, este mult mai practic, mai ales pentru acești puieți. Haideți să ne arătați concret cum se întâmplă. Da. Deci puieți demolit de un an sau de cât au puieți? De un an. De un an. Un an, într-un an de zile sunt produși. Adică clasic, când plantam molit cu rădăcină nudă, era nevoie de 3 ani până deveneau 8. 2 sau 3. Da. Dar acum garantat într-un an producem acești puieți cu rădăcină protejată. Nu neapărat un an sau 2. Un an sau oricum câștigăm. Câștigăm, da. Deci, trebuie căutat o zonă fără rădăcini, fără rădăcini, pietre. Da. Mai, aici. Aici cred că am nimerit exact într-o... Dar nici nu decupăm sau tăiem pentru a vedea că la munte nu e întotdeauna terenul cel mai ușor de plantat. Deci ați apăsat pe o pedală, da, mai răsuciți puțin, puietul ajunge acolo în groapă, o tasare în jurul lui. Un pic de pământ adunat în jurul lui. Tasăm. Deci o tehnologie modernă care își crește și viteza de plantare. Viteza de plantare. Deci, în prealabil, trebuie să avem aceste vetre făcute, cum le-au făcut colegii de la Ocol. Sunt obligatorii de făcut. Asigură puieților lipsa concurenței buruienilor din jur. Da, da, da. Care, așa, care, oricum, care sunt destul de mari. Care au avut anul trecut, au avut un metru aici, peste un metru. Da, da, da. Cam cât plantați într-un an, în medie? În ultimii ani nu am scăzut sub 100.000 de puieți. 100.000 de puieți în fiecare sezon. Asta înseamnă undeva peste 30 de hectare fiecare an. Foarte bine. Mulțumim frumos! Mare plăcere! Vă mai așteptăm la astfel de acțiuni. Păi nu mai scăpați de noi, gata! Nu e niciun fel de problemă. Mare plăcere! Ca mulțumim mult!